ceea ce rețin de la Părintele Stăniloae este zâmbetul inconfundabil atunci când vorbea de Dumnezeu. Era un bătrân frumos, un călugăr în adevăratul sens al cuvântului și ți se bucura inima când îl întâlneai. Another aspect of his theology that strikes me is that it is cosmic. He sees God's love as embracing the whole creation. Modestia i-a fost mereu fidelă. A fost teologul bucuriei și al speranței. Spirit enciclopedic și vizionar, gândirii profunde și erudiției le-a dăruit simplitate. Personalități din țară și străinătate mărturisesc despre Părintele Dumitru Stăniloae. Apropiați-vă de cel mai mare teolog ortodox al secolului 20 prin filmul documentar Părintele Stăniloae, Mărturii și evocări, acum pe DVD.